Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Ploiești, suntem cu istoricul Lucian Vasile, suntem în fața Catedralei Sfântului Ioan Botezătorul și astăzi vom vorbi despre bombardamentele din al doilea război mondial care au vizat Ploieștiul și care, după niște calcule, estimăm că Ploieștiul a fost cel mai bombardat oraș din România. Salut! Salut și îți mulțumesc pentru invitație. Și eu îți mulțumesc. Așa este, nu e nicio exagerare. Raportarea dimensiunea orașului, Ploieștiul a fost cel mai afectat de bombardamentele din al doilea război mondial. Dar o să avem timp să povestim despre acest lucru de-a lungul plimbării noastre. Pentru că, în primul rând, bombardamentele n-au fost, în opinia mea, despre distrugerile clădirilor, despre frica generală sau despre strategii militare, ci a fost despre oameni. Pentru că eu, când m-am apucat să studiez această problemă, am plecat de la experiența unui om. Nu e bunica mea, care a trăit bombardamentele pe un pat de spital. Era copil, avusese un accident de mașină, lovită la picior, imobilizată și a trăit primele bombardamente din 1944, imobilizată pe un pat de spital aici în Ploiești, pentru că n-a fost evacuată, nu s-a putut evacua. Ea a rămas tot restul vieții cu o spaimă teribilă de avioane. Eu când eram copil nu înțelegeam și bineînțeles că râdeam. Ei, mamaie, dar ce e? Un avion. Pentru ea nu era un avion, pentru ea era o traumă. O traumă despre care am observat apoi că oamenii care au trecut prin ea, prin experiența războiului, n-au avut când să vorbească, n-au avut cui să-i vorbească și n-au avut cine să-i întrebe. Apoi, peste trauma asta, au venit tot felul de alte traume. Comunismul, Revoluția, anii 90, că și ei au fost, pentru cei care erau suficient de mari cu atunci, a fost, da, haosul, incertitudinea, da, a fost și o traumă. Și apoi biologia și-a spus cuvântul, iar oamenii aceia au trecut într-o lume mai bună, fără să aibă răgazuri și oportunitatea de a vorbi despre aceste lucruri. Eu am început să studiez problema bombardamentelor și cum au perceput oamenii aceste bombardamente pentru teza de disertație, care apoi a fost finalizată într-un volum, Orașul Sacrificat, pe care apoi l-am completat și cu partea vizuală, cu albumul acesta, Ploieștiul în al doilea război mondial. Și o să ne referim la unele dintre pozele din acest album. Eu sunt și colecționar, ori strâng orice este legat de Ploiești și orice mai pot aduce acasă, că na. Lucruri vechi, profuite, totul are o limită, dar Ploieștiul trece de ea, ca să spun okay, așa. Okay. Tot să povestim despre lucrurile pe lângă care trecem noi astăzi, pentru că războiul a fost o perioadă foarte complicată, foarte turbure, foarte violentă. Ți-am propus să începem de aici, pentru că este unul dintre puținele repere ale centrului acestui oraș de care putem să ne legăm, și anume Catedrala Sfântului Ioan. De fapt, este numai turnul Cropodniță. Secolul 20 a însemnat două războaie, nu numai cel de-al doilea, ci și primul război mondial. Iar turnul catedralei a fost construit în perioada interberică, după planurile lui Toma T. Socorescu, ca un monument dedicat celor care, prahovenilor, care au luptat sau jertfit și au murit în primul război mondial. Era cea mai înaltă construcție din oraș la momentul celui de-al doilea război mondial, de aceea Ioan Grigorescu, în cartea lui Bine ați venit în infern, probabil cea mai seducătoare carte despre Tidal Wave, legendarul bombardament din 1943, despre care o să povestim puțin mai târziu. Amintește că la acel bombardament, acolo sus, unde sunt reflectoarele, era post de observație. Este în 1943, a fost primul bombardament masiv al aviației americane asupra Ploieștiului. Au plecat avioanele din nordul Africii, de la Benghazi, au zburat la foarte joasă altitudine ca să nu fie detectate de radarele Axei din peninsula Balcanică și apoi trebuiau să facă un viraj de 90 de grade, numai că la un moment dat cele 5 grupuri care s-au separat în 3 și 2, unele dintre ele au făcut un viraj prea devreme și astfel, în loc să cadă din nord, adică de pe latura cea mai puțin apărată a Ploieștiului, au venit din sud, adică au luat toată apărarea în forță. E bine, povestește Ioan Grigorescu că acolo sus, în balcon, era post de observație și ca să ne facem o idee cât de jos au zburat avioanele în acea duminică fierbinte, oamenii erau acolo, se uitau pe cer din balcon, iar avioanele treceau pe sub nivelul ochilor lor, atât de jos au venit. Ceva similar mi-au povestit și fratele bunicii mele, care spunea că la acel bombardament era într-un adăpost și când a zburat, din cauza sufletului unei explozii, a zburat toată coșmeria de lemn care ar fi trebuit să servească drept protecție pentru cei dintr-o groapă, că asta era acel adăpost din curte. Când a ridicat privirea, vedea chipurile soldaților din burta avionului din acele posturi de mitralieră. Avioanele acelea B-24 erau ca niște fortărețe zburătoare, de un echipaj numeros, cu câțiva mitralieri plasați în niște
boruri de plexiglas, fie în spate, fie în față, fie pe bord avionului. Și când a ridicat privirea, vedea chipuri mitraliurilor, atât de jos zburau acele avioane. Din fericire, turnul catedralei a scăpat de bombardamente, nu a fost afectat. Dacă ne uităm, chiar este destul de similar cu aspectul. Da. Aspectul este similar cu cel de astăzi. A scăpat cu bine și de cutremurul din 40 de bombardamente, la cutremurul din 77, la al doilea seism. Una dintre turele secundare s-a prăbușit și a trebuit să fie consolidată și refăcută, de fapt, și apoi toată construcția consolidată. Este, din fericire, unul dintre simbolurile care, spuneam, au supraviețuit, pentru că dacă am face o rotire de 360 de grade, am vedea că n-a mai rămas mare lucru din vechiul Ploiești. Ce n-au distrus cu tremurări sau bombardamentele, au distrus apoi cei care au avut puterea într-un context, să zicem, cam nefericit, ca să nu spunem altfel. Sistematizarea din anii 70-80 a schimbat radical aspectul acestei zone. Iar de aici îți propun să mergem înspre centrul Ploieștiului să vedem unele locuri care se păstrează și astăzi și ce era în timpul războiului acolo. Ok. Dacă ne uităm la poza aceasta, să observăm că se spune în construcția. Din față încă există. Când eram mic, credeam că sunt niște ruine romane. Ce să mai Ploiești, oraș cu vechime. De fapt, asta este una dintre cele mai importante realizări pentru Ploieștii lui 1940, și anume o toaletă publică. Este același model care este și prin București, bineînțeles, tot dezafectat și nefolosit. Poate părea așa, ridicol o toaletă publică, dar pentru ploieștenii de atunci era mare lucru, pentru că nu existau toalete publice. Era una dintre problemele de igienă stringente din centrul orașului. Așa că atunci când s-a modernizat toată această zonă, despre care o să vă povestesc imediat, s-a amenajat și o primă toaletă, ceea ce pentru ploieșteni a fost mare lucru. Da, și dacă te duceai la vreo cârciumă să bei, să mănânci, ce era pe acolo era, hai să zicem, la limita epidemiei. Ce erau între locurile de cele mai pline de viață din Ploieștiul începutului de război, exact pe locul în care ne aflăm noi astăzi, acum și filmăm, în urmă cu 85 de ani. Veneau soldații germani să-și facă pantofii, să-și rusturească pantofii, una dintre plăcerile lor. Sunt câteva categorii de poze care reprezintă viața de zi cu zi aici la Ploiești. Odată, soldații germani când se fac pantofii, asta nu neapărat într-o chestie de superioritate, de nu știu, ceva ideologie. Nu, era doar viața bună pe care o aveau la Ploiești. Da, gândiți-vă că ei au venit cu sordele lor de armată germană într-un oraș în care, ok, veniturile erau, să zicem, peste media din țară, dar erau departe de veniturile din Germania celor vremuri. Apoi sunt pozele cu romii, cum se spune astăzi, pentru că ei reprezentau un grup etnic sau un grup vizual foarte diferit de ceea ce aveau ei în Germania. Erau fascinați de aspectul, de comportamentul, de stilul de viață al acelor oameni aflați atunci la periferia societății. Majoritatea mici meseriași, cerșetori, oameni care păreau că sunt dintr-un cu totul alt film decât erau ei obișnuiți, și asta retrăzea interesul de a-i fotografia. Iar de aici o să mergem în parc. Suntem într-o zonă foarte unitar gândită în anii 30. Pentru că petrolul, în vremuri de pace, aduce bogăție, prosperitate, bunăstare. Invers proporțional, în timpul războiului, aduce distrugere, suferință și disperare. Toată această zonă a fost configurată în anii 30, după viziunea lui Tomate Socorescu. El este cel care a construit și turnul catedralei, și harele centrale din spatele meu. A fost cel care a finalizat și proiectul Paratului de Justiție, astăzi Parat al Culturii, și tot iar a făcut și acest parc, care se păstrează exact în designul original gândit de Socorescu în urmă cu aproape un secol. Este un design art deco și dacă veniți în Ploiești și ajungeți aici în fața harelor, o să intrați în jocuri de vizual gândit de Socorescu, pentru că atunci când intri în acest parc, cobori câteva trepte. Asta e un lucru deliberat gândit de Socorescu, tocmai pentru ca tu, privitor, să fii undeva mai jos decât harele centrale, iar harele să pară mai mari, mai impresionante decât sunt astăzi. Dar oricum și atunci erau impresionante. Aici era unul dintre locurile în care era și un fotograf ambulant și sunt mulți soldați germani care au venit să fotografieze aici în fața harelor, care erau și pentru ei era o construcție impresionantă, modernă, încăpătoare, largă, și aici veneau să se pozeze. Încă dinainte de război, municipalitatea, care
că și Patrun se schimbau plimbarii destul de des, municipalitatea era conștientă că dacă e să vină un război, Ploiești o să fie bombardat. Și dacă o să fie bombardat, atunci trebuie să existe și adăposturi pentru oameni. Numai că, ce să vezi, războiul era pe nepregătite. O să vedeți, sunt foarte multe lucruri care trec așa prin istoria noastră și parcă ne însoțesc de pe vremea străbunicilor noștri și care probabil o să ne însoțească și o să însoțească și pe strănepoții noștri. Pentru că mai sunt și în ziua de azi lucruri care ne iau prin surprindere. Bineînțeles, trăsăturile nu se schimbă, iar comunismul mi-e teamă că a fost doar o paranteză. Adică nu ne-a schimbat felul de a fi atât de tare pe cât avem noi astăzi percepția. Noi, de fapt, ceea ce trăim astăzi este foarte similar cu ceea ce era în perioada interbelică. Nu suntem atât de mult condiționați de comunism. Bineînțeles, există niște efecte, dar s-ar putea să nu fie atât de puternice pe cât avem noi impresia. Corupția, incapacitatea autorităților, lipsa de strategie pe termen lung și de implementare, astea sunt lucruri care țin mai degrabă de ce a fost înainte de comunism. Din fericire, proiectul acesta unitar e o excepție care confirmă regula, dar asta pentru că la Ploiești, în perioada sau în Prahova, în anii 30, aproape că ploua cu bani. Datorită industriei de petrol, care genera niște venituri foarte mari. Știți cum e? A furat, dar a și făcut. Asta a făcut, dar vă dați seama cât s-a furat în anii 30 și ceea ce s-ar fi putut face la Ploiești în anii 30 și în toată Prahova, dacă veniturile ar fi fost folosite în mod, veniturile publice ar fi fost folosite în mod onest. Asta pentru că în anii 30, eu o să fac o mică paranteză, în anii 30 Prahova a fost condusă de ceea ce eu numesc primul baron rocar din istoria României, de Petrică Bejan, șeful liberalilor prahoveni, care era exact prototipul politicianului corupt, mincinos, luați toate trăsăturile aferente acestui stereotip. Le avea pe toate. De un moment dat, în 38 sau 39, Carol al II-lea a făcut o vizită, așa pe neașteptate, la prefectură și a cerut să vadă rapoartele financiare ale administrației. Și până și Carol al II-lea, care era departe de a fi ușa de biserică, și-a pus mâinile în cap când a văzut, hai să spunem, ineficiența, ca să nu spun altfel, a administrațiilor locale și județene din anii precedenți. Așa că, dacă asta s-a făcut, să ne imaginăm cum ar fi putut fi Ploiești dacă ar fi avut parte de o altă administrație decât cea pe care a avut-o în anii 30. Dar, spuneam, una dintre trăsături era lipsa asta de prevedere pe termen lung. Războiul și bombardamentele i-au prins pe nepregătite. Dacă o să ne uităm exact aici, în centru, pe peruza aceasta, s-au construit începând cu 1941 niște șanțuri, niște tranșee. În cazul în care era alarmă și venea bombardamentul, să ai unde să te adăpostești. Erau niște gropi făcute în zigzag, acoperite cu niște lemne. Aici se vede, este o poză din timpul lucrărilor. Numai că, vedeți, a început războiul și primele bombardamente în vara lui 1941 au fost câteva raiduri sovietice. 3-4 avioane, răzrețe, care aruncau câteva bombe și nu produceau mare dezastru. Apoi frontul s-a dus departe. A venit în 1942 al doilea bombardament, un bombardament american care a fost primul bombardament american asupra Europei, controlate de naziști. Dar tot așa a fost un raid insignifiant, 11 avioane sau 12, dacă nu mă înșel, care nici nu prea au găsit proieșturi și despre care niciunul n-a vrut să spună. Nici americanii, că s-au făcut de râs, n-au reușit să facă nimic concret, și nici românii și nemții, ca să nu bage frica în oameni, că iată, ăilalți ajung până la noi. Și apoi a venit în 1 august 1943, marele raid Tidal Wave, peste 160 de avioane decorate din nordul Africii, au atacat la foarte joasă altitudine. Scopul lor era să atace punctual diferite rafinării și să răscoată complet din funcțiune. Și încă un lucru, când vorbim de război și de bombardamente, de obicei discuția e foarte pătimașă. Dar eu de fiecare dată spun că trebuie să ne punem în postura celui rar, ca să înțelegem și cum a gândit inamicul de atunci. Nu întâmplător, bombardamentul a avut loc la 1 august, pentru că era o duminică. Și s-au gândit că tocmai duminică sunt mai puțin muncitori la rafinării, deci numărul de victime va fi mai mic. Pentru că scopul lor nu era să omoare oameni, scopul lor era să distrugă instalațiile, care asigurau aproape o treime din petrolul necesar, din combustibilul necesar mașinăriei de război germane. Iar apoi, în 1944, începând cu 5 aprilie, că pe 4 aprilie a fost bombardamentul Bucureștiului, pe 5 aprilie 44 a fost bombardat prima dată Ploiești. Și iarăși, nu e întâmplător, pentru că americanii au gândit așa, atacăm mai întâi Bucureștiul, capitala,
toate echipajele de pompieri, de salvare vor fi deja în capitală sau dacă se vor fi întors, vor fi extenuate și în aceea zi atacăm Ploieștiul, în ziua următoare, ca tocmai să nu mai aibă cine să minimizeze efectele distrugerii. Planul a fost corect. Multe lucruri au fost distruse la Ploiești, nu neapărat din cauza bombardamentului în sine, cât datorită faptului că focul nu a putut fi oprit la timp. Că nu avea cine să mai stingă focul. Pompierii erau efectiv extenuați. Uite aici o poză mult mai clară de la sfârșitul 40, începutul 41, cu șansurile care erau exact aici, pe peruza aceasta. Mai că ce să vezi, dacă războiul s-a dus departe de noi, de România, oamenii au simțit că pericolul nu mai există. E undeva departe, în stepele Rusiei, la cotul Donului, acolo departe, în stepa Carmucă. Și nu s-au mai îngrijit. La un moment dat, când au făcut o verificare în 43, și-au dat seama că astea erau șanțurile, adăposturile, erau gropi de gunoi, inundate, pline de noroi, unele erau și transformate în locuri de un țac, parc și gata, că na. Oamenii se iubeau și bunicii noștri erau mult mai... Activ? Mai activ, da, hai să spunem așa, mai activ decât suntem noi astăzi, că n-aveau tablete să stea în fața lor. Dar bine, dacă sunteți în fața unei tablete și vă uitați la clipul ăsta, nu fiți activi, stați și uitați-vă pe rafile. Și înainte să mergem mai departe, mai sunt o pereche de obiecte pe care aș vrea să le menționez, pentru că dacă avem timp și nu ne doboară cărdura, o să ajungem până la locul în care s-a întâmplat acel lucru. Și anume, sunt două vaze, una e acolo, fix în spatele tău, și una este în colțul celălalt. Hai să mergem noi chiar până la vaza asta. Vazele astea au fost făcute în anii 30, în 36, atunci când s-a amenajat Squarul Duca, unde o să ajungem sper puțin mai târziu, dacă mai avem aer. Și au fost aduse aici odată cu sistematizarea din perioada comunistă, la sfârșitul anilor 50, toată zona aceea a fost complet demorată, străzile, Squarul a dispărut, s-au trasat străzi noi, toate clădirile, bineînțeles, demorate, s-au construit blocuri. Ei bine, astea au fost aduse aici, plantate aici, ceea ce e bine, că era salvat. E un loc în care au stat ferite până astăzi, ele par destul de neremarcabile, nu am bănuit că au aproape 100 de ani vechime, iar vazele astea au văzut niște lucruri foarte tragice, hai să le spunem așa, tragice, despre care o să povestim puțin mai târziu. Noi acum... Haideți să mergem chiar înspre centrul orașului, să lăsăm harele. Din fericire și harele au scăpat de bombardamente. Câteva au bombe fost un pic atinse, au fost, nu? Un pic atinse. În spatele cuporei este hara de pește. Acolo au căzut câteva bombe și încă o rovitură în plin a primit turnuri harelor, dar pe partea opusă nouă s-a prăbușit parțial și din fericire a fost refăcut. Un ochi foarte atent o să vadă diferențele de feronerie, de cărămidă, pentru că feroneria nouă de după bombardament, când s-a refăcut, e mult mai simplă. Culoarea cărămizilor e un pic mai aprinsă decât culoarea cărămizilor originare. Turnul harelor a fost de două ori în 5 ani aproape să dispară. Odată în 1940, când a fost bine zgârțit de cutremur, și o dată în 1944. Din fericire, de fiecare dată a fost consolidat și refăcut și astăzi turnul harelor este un simbol al orașului. Interesant e că el nu a, ceasul de acolo din vârf nu avea limbi, nu funcționa în perioada războiului. Existau câteva ceasuri în publice în centrul orașului, unul la primărie, unul la o librărie. Mai că niciunul dintre ele nu arăta aceeași oră, așa că dacă vrei să-ți potrivești ceasul, nu prea vei după ce anume să-ți-l potrivești. Noi acum mergem fix pe lângă fostul Palat de Justiție. Acum este Palatul Culturii și este Palatul Culturii din cauza comunismului. Apropo de urmări, uite, aici asta e o urmare concretă a comunismului. Pentru că odată cu transformarea societății la începutul perioadei comuniste, companiile au fost naționalizate, firmele au fost confiscate practic de stat, fondul locativ a fost la fel confiscat parțial de stat și, bineînțeles, numărul proceselor a scăzut considerabil. Așa că nu mai era nevoie de o clădire atât de mare pentru activitatea judecătorească. Și au mutat tribunalul în fostul palat al administrației financiare. Și aici au înființat diferite instituții de cultură. E, după 90, când s-a revenit la un sistem cât de cât democratic, numărul de procese a explodat, așa că locul unde era tribunalul era evident neîncăpător. Așa că a trebuit să se construiască o nouă clădire de mari dimensiuni ca palat de justiție. Noi aici ajungem chiar în fața Palatului Culturii. Cred că am o poză să vedem cum arăta această zonă în anii războiului.
Pentru că, de fapt, Palatul Culturii a fost un game changer pentru viața orașului. Dar, bine, e o poză făcută din turnul catedralei. Practic, noi am mers exact pe aici, prin parc, și am mers apoi pe lângă Parat. Ei, dincolo de Parat se vede un întreg oraș, care, dacă ne uităm aici, nu mai este. E doar o mare de brazi urâți. Niciodată nu mi-au plăcut braziește. Palatul Culturii, de fapt, era înghesuit de toate clădirile din centrul istoric al Ploieștiului. Ele reveneau până undeva pe aici, până aproape de prima bandă a bulevardului. Și Palatul, vedeți, este mare, impozant. Avea nevoie de o piațetă în față, de o piață cât mai mare, de fapt. Și planul de atunci, încă de când au construit Palatul, la începutul anilor 30, era să se demoreze și să se facă o piață mare. A venit războiul, planurile au fost oprite și apoi a venit comunismul, care a pus de fapt în aplicare ceea ce se imaginase, bineînțeles, a pus în aplicare într-un mod cu totul și cu totul brutar și la o altă scară decât ceea ce se imaginase în anii 30. Acum Palatul are o piațetă, poate o piață poate mult prea mare pentru nevoile sale, dar ideea în sine de demorare a clădirilor istorice din față a apărut încă dinainte de război. În timpul războiului au încercat ei să facă diferite lucrări de sistematizare, dar erau alte prioritățile. Nu te-a pus să construiești, să trasezi, să amenajezi atâta timp cât știi că este o posibilitate ca inamicul să vină să te atace. Mai era o problemă aici. Străzile foarte înguste, iar asta s-a văzut în timpul bombardamentelor. Clădirile colapsând, străzile s-au umplut de moroz și astfel pompierii nu puteau interveni. Era o secție de pompieri undeva în spatele casei Arbe, clădirea asta mare, Palatul Administrativ, dar conștienți că va fi nevoie ca pompierii să poată să rotească repede în jurul orașului și să ajungă la punctele unde e nevoie de ei, s-a construit o nouă secție de pompieri undeva la marginea orașului, într-o zonă în care străzile sunt mult mai largi, drepte, și acum stația aceea este folosită în continuare. Este cea gândită în timpul războiului, dar n-au mai avut timp să o pună în aplicare. Apropo, tot în timpul războiului, aici era exact ca în centrul vechi din București, numai că toate clădirile erau, să zicem, cu un etaj mai mici și lipseau clădirile acelea mari, precum Palatul BNR. Aici existau și foarte multe borderuri și au fost destul de multe cazuri în care piața, să zicem, a fost distorsionată de prezența soldaților germani, care plăteau bine, erau mulți, erau și arătoși, ăsta e adevărul. Au schimbat prețul pieții. Exact. Și sunt și cei care au adus, să zicem, primele prezervative, sau este prima mențiune de prezervative, herenschutzuri, le ziceau, și cam inundaseră piața neagră din Ploiești. Prostituția era regală până în perioada comunistă. Comuniștii au fost cei care au scos-o în ilegalitate. În același timp, a fost și o problemă de încartiruire a soldaților, a personalului militar, care n-a venit la cererea lui Antonescu, a venit la cererea lui Carol al II-lea. Antonescu doar a mers mai departe cu tratativele începute de Carol al II-lea în vara lui 1940. Carol intuise că dacă sunt trupe germane staționate aici, sovieticii n-o să încerce să ajungă până unde sunt deja trupe germane, ca să nu riște un posibil conflict. Și în plus, trupele germane asigurau și instrucția trupelor române de apărare. Asta a fost, să zicem, pretextul prin care au venit. Iar aici, în centru, există două clădiri care se mai păstrează din vechiul oraș, anume Banca Creditul Prahovei, clădirea aceasta gri, și pe partea care este chiar cea originară, și inclusiv interioarele sunt absolut splendide la parter, spre exemplu, iar în partea cealaltă este Hotelul Central, care este cel mai vechi hotel în funcțiune din Ploiești. O istorie de mai bine de 100 de ani. Clădirea originară este cea de pe strada Tachionescu, cea pe unde se duc mașinile, din stânga. Da, până la al doilea geam, primul marcaj de pe acoperiș. Asta e partea originară. Asta e partea originară a clădirii. Din păcate a fost un incendiu în anii 90, mi-și aduc aminte, a ars clădirea, era deja părăsită partea asta și după aia când au refăcut, au demorat, au păstrat numai fațada și au refăcut clădirea. Deci nu mai sunt interioarele originare, dar în acest hotel au fost încartiruiți ofițerii germani. Na, ofițerii nu stăteau la o rartă cu trupa, nici nu mâncau la o rartă cu trupa, aveau cantine separate.
Iar noi o să mergem acum înspre Square Righe Duca. Și a mai fost un lucru în care prezența germanilor a, să zicem, denaturat starea de fapt, și anume piața produselor rocare. Pentru că ei puteau plăti foarte bine, de asta prețurile au crescut destul de mult și spre nemulțumirea locuitorilor care se vedeau nevoiți să scoată mai mulți bani pentru cartofi, pentru pâine, pentru lapte și așa mai departe. Interesant e că piața era destul de bine aprovizionată la Ploiești. Nu se simțea războiul. Singurele lucruri care lipseau erau astea, produsele de import, gen banane, portocale, care na, din cauza războiului și a blocadei și a întreruperii fluxurilor comerciale, nu mai existau. Uite, dacă tot am ajuns în Square Righe Duca, să găsim un loc cu umbră. Uite acolo, ca să ne aflăm chiar pe locuri în care s-au întâmplat anumite lucruri. Mai este un loc care, dincolo de toate poveștile cu bombardamente și avioane și soldați și așa mai departe, războiul a însemnat și o bulversare radicală a vieții comunității evreiești. Ploieștiul, la începutul războiului, avea undeva la aproape 100.000 de locuitori. Dintre aceștia, cea mai mare, cea mai importantă minoritate era cea evrească, care avea undeva la 3.500-3.700 de oameni. Ei au început să sufere persecuții, să zicem, substanțiare odată cu aplicarea legilor antisemite din 1938 încolo, dar, să zicem, lovitura majoră a venit în 1941, când Ploieștiul, fiind considerat și împrejurimile Ploieștiului, considerate regiune strategică a României, datorită industriei de petrol, evreii, considerați ca un pericol la adresa siguranței statului, fiind bănuiți în corpore de simpatii comuniste, au fost scoși din oraș. Aproape toți bărbații au fost deportați într-un lagăr ateiș, care, bineînțeles, să fii într-un lagăr e destul de neplăcut. Totuși, condițiile de ateiș din mărturire supraviețuitorilor nu se comparau cu cele din lagărul din Est, din Transnistria. Adică oamenii își puteau, aveau un grad de semi-libertate, mai puteau ieși, își puteau cumpăra alimente, își puteau aduce de acasă diferite obiecte, unii chiar și-au mobilat camere pe acolo, aveau corespondență cu familia, puteau primi pachete și așa mai departe. Adică, zicem, se respectau anumite drepturi ale deținuților. Bineînțeles, tot un abuz este, dar era departe de brutalitatea din Est, din Transnistria. Bineînțeles, și proprietățile lor, afacerile lor au fost naționalizate, dar asta încă din vremea regimului regional. Atunci au fost, să zicem, cele mai violente acțiuni împotriva evreilor. Unii dintre ei au fost arestați, torturați în subsolurile chesturii, adică are poliției din Ploiești, care era în mâinile regionalilor. Unii au și murit în timpul acelor evenimente. Iar apoi, în perioada Antonescu, lucrurile au fost, să zicem, îmbrăcate într-o formă regală, asta a deportărilor, a interdicțiilor domiciliare, pentru că lagărul de la Teiș s-a închis la sfârșitul 1941 și cei din acel lagăr au fost trimiși cu domiciliu obligatoriu în alte zone, dar nu în Ploiești sau București sau Giurgiu sau Constanța, care erau zone strategice. Numai că românii nu sunt germani. A existat acest burst, acest avânt de antisemitism și apoi a început să decadă. Toate că toate regulamentele și restricțiile și abuzurile astea erau încă în vigoare în timpul războiului, după schimbarea cursului, deci după Stalingrad, autoritățile își dau seama că s-ar putea să încheie cu victoria ororarți, așa că încep să fie mai permisiv, să mai închidă ochii, să mai... Bineînțeles, viața evreilor nu revine la normalitate, e departe de normalitate, dar încep să evite toate aceste restricțiuni dintre ei și încep să mai vină la Ploiești, încep să mai își rea legătura cu familie, alea care mai rămăseseră în Ploiești, pentru că de la 3.700 de oameni, în 44 mai erau undeva la 200-250 femei, bătrâni, copii. Bărbații toți erau obligatoriu scoși din Ploiești. Spuneam, mai puteau veni. Am întâlnit un caz în care povestește că s-a întâlnit evreul respectiv, a dat nas în nas fix cu ofițerul de poliție care îi făcuse formele de scoatere din oraș. Asta până în 43. Și ofițerul i-a zis, tu nu m-ai văzut, eu nu te-am văzut, nu ne facem probleme unul altuia. Dar, repet, asta e după ce se schimbase cursul războiului și era clar că băieții de la Berlin nu prea mai au șanse să câștige. Noi ne aflăm aici, acum, în Square Righe Duca, în locul în care era fost amenajat în 1936, era mult mai
restrâns decât spațiul ăsta vast care a rezultat în urma sistematizării comuniste, era mai degrabă un triunghi. Undeva în stânga mea, deci în zona în care vă uitați voi acum, era bustul lui Ighe Duca, politicianul liberar asasinat pe peronul de la Sinaia de către o echipă de regionari. Iarăși, Duca n-a avut legătură cu Ploieștiul. Lui s-a făcut bust aici pentru că organizația liberară era puternică la Ploiești și pentru că puteau să facă aproape ce vroiau. Opoziția nu prea mai exista. Sau dacă exista, era intimidată, cu urmărită, lucruri care era serviciile, cum s-ar spune asta. În același timp, la Ploiești exista și o bază muncitorească puternică. Primii care au încercat să o captureze au fost comuniștii. De asta, în 1933, au avut loc niște greve foarte puternice și aproape pentru o noapte, Ploieștiul a fost sub controlul comuniștilor. Au devastat biroul rafinăriei româno-americane din Est, actualul Terajan, au atacat sediul de poliție și i-au eliberat pe cam tovarășii lor închiși acolo, au pus mâna pe arme, au controlat centrul orașului, vă spuneam, și suburbiile pentru câteva ore bune și oarecum victoria lor de la Ploiești din iarna lui 33 i-a convins pe comuniștii de la centru să facă grevele de la Grivița. Numai că după grevele de la Grivița, autoritățile intervin în forță, rovesc cu putere mișcarea comunistă, operează arestări masive și oarecum muncitorimea de la Ploiești rămâne necaptată. Cum a decurs manifestația de la Ploiești a fost, da, un exemplu și un act de încurajare pentru comuniștii de la București. La Ploiești ne-a ieșit. Hai, we go for bigger. Mergem la București. După București au trecut la arestări masive. E, regionalii și-au dat seama că muncitorimea de la Ploiești e un capital bun de putere, așa că au dezvoltat acel așa numit corp muncitoresc regional. Și la Ploiești s-au organizat, muncitorii au fost trecuți practic din seducția către comuniști în seducția către regionari. Și au fost aduși de partea regionarilor și încadrați în cămăși verzi. De aceea, organizația regională de Prahova a fost una dintre cele mai puternice, cele mai vivace, cele mai dispuse la acțiune organizații din întreaga țară. În 1938, Carol al II-lea aduce acea politică de răpunere a conducerii regionale, îl asasinează pe Codreanu la sfârșitul 1938, ceea ce stârnește mânia, revolta și dorința de răzbunare a regionarilor. Și cine să-l răzbune pe Codreanu? Păi regionarii de la Ploiești. De aceea, o echipă de regionari ploieșteni, așa numiți răzbunători, sunt cei care îl asasinează în septembrie 39 în București pe Arman Călinescu, președintele Consiliului de Miniștri, adică primul ministru al țării. Drept răspuns, crima naște crimă. Da, vedem, mergem într-o crimă în arta. Ca răspuns la asasinarea unuia dintre colaboratorii săi apropiați, Carol al II-lea ordonă reprimări masive la nivelul întregii țări. Și în fiecare reședință de județ sunt luați câte 2 sau 3 regionari, uciși fără judecată, repede, stat făcut asta, de autorități, uciși fără judecată și lăsați în fața, într-un loc public, timp de 2-3 zile, cu o prăcuță în față, așa vor păți toți trădătorii de țară, tocmai ca să bage spaima în populație și în eventualii aia care ar ține cu regionarii. E, la Ploiești au fost 2 care au fost, nu știu unde au fost asasinați, dar corpurile lor au fost lăsate aici, exact în scoarul Ighe Duca, la baza vazelor acelea pe care le-am văzut noi la început. E, vazele alea sunt singurii martori din Ploiești acelor crime. Bineînțeles, când s-a schimbat iarăși treaba, au venit regionalii la putere, primul lucru pe care l-au făcut, sau printre primele, au dat jos bustul lui Duca, au jucat cricket cu el, că după aia e un raport că are nasul zdrerit, că are lovituri de ciocan pe frunte și așa mai departe, și în locul lor au pus 2 cruci pentru cei 2 care au fost răsați aici, corpuri au fost răsate aici. Bineînțeles, după ce regionarii au pierdut iarăși partida în ianuarie 41, crucile au fost scoase, monument, scoarul a rămas, să zicem, fără un monument principal. Ei bine, în scoarul acesta au avut loc toate manifestațiile, toate paradele militare din timpul războiului, în special cele din 1941, că atunci, să zicem, a fost momentul de maxim avânt, entuziasm, coeziune la nivelul societății. Odată la 10 mai 1941, Ziua Națională a României, deci a fost o paradă absolut impresionantă din punct de vedere al efectivelor care au defilat pe aici, atât trupe române cât și trupe germane. Asta pentru că iarăși autoritățile știau că urmează să intrăm în război și trebuie să insufle încrederea populației în capacitatea militară a României și a aliaților lor de atunci.
Asta e o poză făcută fix la acea manifestație de 10 mai 1941. Poza e făcută din dreptul Poștei Mari spre locul în care ne aflăm noi astăzi. Trupele veneau de Poșta Mare este clădirea aceasta din marmură? Da, da, asta mare și urâtă. Ca să fiu sincer. Okay. Trupele veneau de pe bulevard, de la gară, exact aici unde ne aflăm noi, dădeau onorul. Aici era tribuna cu oficialități, atât oficialități militare germane cât și române, cu liderii politici de atunci, cu judecători, magistrați, profesori și așa mai departe. Și apoi continuau defilarea spre catedrala de unde am pornit și noi astăzi. Iar pe lângă trupe au urmat apoi defilarea veteranilor din Primul Război Mondial, care purtau decorațiile câștigate pe front împotriva nemților. Deci era o situație destul de stânjenitoare, bănuiesc, pentru toată lumea așa. Și au defilat apoi și coroane de liceeni, de liceene. Sunt niște poze cu soldații germani uitându-se așa foarte gareș înspre adolescentele proieștene. Exact pe locul unde e poșta, deci de pe locul în care s-a făcut poza, era casa unui vechi politician liberal de secol XIX, Radovici. În casa aceea au fost încartigui soldați germani în 1941, tocmai pentru că erau atât de mulți și nu aveau unde să-i bage pe toți. Și întâmplarea a făcut ca cu vreo 8 sau 9 ani să cumpăr albumul foto al unui soldat german care a stat chiar în acea casă. Stătea la subsor, niciodată n-am știut cum, și nici acum nu știu cum îl cheamă pe acel soldat, pentru că el pe spatele fotografiilor scria numele tuturor camarazilor. Dar parui nu scria că n-avea de ce. L-am numit Hans. Era un băiat foarte chipeș și care n-avea cam nicio treabă cu războiul. El avea 19 ani la momentul în care a fost luat în armată, în 1940. Era după în zona Austriei, catolic. Asta din ce mi-am putut da seama din poze. Și asta era proiect din ianuarie 41 până în septembrie 41. Apoi nu știu ce s-a întâmplat cu el, albumul se oprește. De altfel, ultima poză din album e cu iubitele lui de la Proiești. Și am luat fiecare poză, m-am uitat. Deci în area, 8 luni a avut 3 iubite la Proiești. Ceea ce pare destul de rezonabil, având în vedere că, vă spuneam, era un băiat destul de chipeș. Și care nu prea avea treabă cu războiul. Uite, asta e, de exemplu, o poză făcută în acea vară din 1941, când el și cu camarazii lui stăteau pe acoperișul casei și făceau prajă. Ei stăteau undeva la subsor, în pivnița casei, și își puseseră la intrare o bară în care, la locul în care erau ei încartiruiți, și l-au numit la Anca cea veselă. Viețile oamenilor curgeau destul de așa, neracordate la toată nebunia războiului. S-au racordat așa brutal în 1944, odată cu bombardamentele. Bine, ar mai fi multe de povestit despre toate nebunile din vremea guvernării național-regionare. Undeva la vreo câteva sute de metri de noi e o casă în care au fost arestați în toamna lui 40 englezii care încă, da, mergem drept în față, trecem strada, englezii care încă se mai aflau în România, cu toate că guvernul rondonez, autoritățile rondoneze recomandaseră să plece cât mai repede. Ei erau foarte atașați de România și nu atât din punct de vedere al afacerilor, sau și al afacerilor, dar și al legăturilor afective cu această țară. Totuși, oameni care deja trăiau aici de aproape 20 de ani, care își făcuseră un rost, care aveau niște familii, care aveau niște prieteni, care aveau niște o implicare culturală, sportivă, filantropică în viața orașului. Ei bine, unii dintre aceștia au fost luați, duși acolo în casa aceea și povestește unul, au fost torturați bestialitate. La un moment dat povestește unul că îi puneau un măr pe cap și se distreze, trăgeau un mărul acela. Și spunea umorul ăsta britanic, spunea că îi părea atât de rău că răpitorii lui sunt niște țintași atât de buni. Ar fi vrut să scape să de rateze o dată și să se termine cu tot supliciul, dar trăgeau prea bine băieții. Iar fix în spatele acestui broc e o casă în care era casa unei familii de evrei, filantrop evrei, familia Predinger. Ei au murit fix în bătrânul, Mender, care, ultimul care mai era în viață, a murit fix la începutului 40. Așa că imobilul era, zicem, neutilizat în toamnă, l-au luat regionarii și l-au transformat în sediu al lor. În ianuarie 1943, brocul în spate nu exista, era în colțul scoarului. Ei bine, toată casa aceea a fost înconjurată de trupe în ianuarie 1941, în timpul rebeliunii.
Regionarii erau toți baricadați în casă, au ieșit în curte, s-au dispus pe trei rânduri, unii pe burtă, unii în genunchi, alții în picioare, toți cu pistoare, puști ce aveau. Iar de pe partea cealaltă, deci de unde suntem noi, așa ca un semicerc, soldații toți pregătiți de tragere, cu cuiburi de mitraghiere, toți ațintiți unii către ceilalți. Era nevoie doar de unul să scape degetul petrălător, că aici era o baie de sânge. În cele din urmă s-au purtat tratative și regionarii au acceptat să predea armele și să fie lăsați să plece. Asta s-a întâmplat pe moment, a fost, să zicem, un armistițiu. Da, și s-au mai întâmplat multe lucruri în acele rând de guvernare regională. Vă spuneam, organizația Cămășilor Verzi de la Ploiești era foarte puternică și foarte dispusă la acțiuni brutale, concrete, directe. Dar înainte să încheiem această plimbare principală și să mergem în alte părți, doar două cuvinte despre buncăruri de aici, din curtea Muzeului de Artă. La acea vreme, în timpul războiului, Muzeul de Artă, care e fix lângă, e o clădire absolut splendidă, fosta reședința familiei Ionescu Quintus, de fapt, bunicului lui Mircea Ionescu Quintus, era prefectură. Iar și pe ei erau arată războiul pe nepregătite și au construit pe repede înainte, în 1941, un buncăru pe care îl vedeți aici. Nu vi-l imaginați ca fiind ceva uriaș. E un dreptunghi destul de redus ca dimensiuni, cu un zid mare la mijloc. Nu știu dacă zidul era inițial, trebuie să mă mai uit o dată pe planuri. Și are două ieșiri. Aceasta este intrarea și ieșirea principală și mai e încă una undeva în spate, una secundară, se vede cum iese de acolo vârful. Asta pentru că în cazul în care una dintre ele era rovită, oamenii să se poată evacua prin cealaltă parte. De aici trebuia dirijată apărarea regiunii petrolifere și, bineînțeles, dacă se dădea alarma și te prindea pe aici, prin zonă, și n-aveai unde să te adăpostești, puteai să vii și aici. Iar și românii nu sunt nemți. N-au fost, nu suntem și probabil că nici nu o să fim. Ceea ce s-ar putea să fie un lucru bun. Regulamentul spunea, începe alarma, te duci în adăpost, te bagi în adăpost, rămâi în adăpost până se dă semnalul că se termină. Ce făceau românii, mai ales la început, la primele bombardamente? Păi ieșeau și se uitau din ușă. Erau curioși. Erau curioși, bineînțeles. Era și spectacolul frumos, mai ales în 43, chiar aveai ce să vezi, aveai așa, 4K. Ce se întâmplă în fața ta. După aia, în 44, când a început să fie lucrurile foarte serioase, grave și frecvente, stăteau în adăposturi, asta la primele bombardamente, și ce făceau? Păi, unii se rugau, alții făceau tot felul de chestii ca să își macine nervii, împreteau ceva, croșetau, mâncau semințe sau fumau. Dar fumau atât de mult și, bineînțeles, că astea nu erau prevăzute cu sistem de ventilație, că la un moment dat s-a dispus chiar interzicerea fumatului în adăpost, că mor oamenii nu de bombe, cât asfixiați de fumul țigărilor. Asta vă spuneam la primele bombardamente, pentru că după primele patru bombardamente din 44, de la o populație de 100.000 de locuitori, mai erau undeva la puțin peste 8.000 de oameni în Ploiești. Fiecare a fugit unde a putut. De ce? Odată, nu era războiul nostru, noi nu intrasem să ne batem cu americanii, noi intrasem în război să ne batem cu rușii. Odată că merită și odată pentru că Roasără, Basarabia, Bucovina și Ținutul Herț. În al doilea rând, suntem clar că pierdem. Iarăși, revin la aceeași idee, românii nu sunt nemți. La nemții a existat o îndârjire de-a lungul războiului, de a rezista. La România a fost exact invers. A fost un avânt la început și după aia, odată cu creșterea numărului de victime și cu dezastru de pe front și apoi și cu bombardamentele, deja moralul era la pământ în 44. De când la nemții era exact invers, dorința de a rezista era din ce în ce mai aprigă. Bombardamentele din 44 au fost cumplite. La un moment dat a venit Antonescu chiar aici la Ploiești și mașina lui a oprit chiar în curtea muzeului de astăzi. S-a dus la prefectură să vadă exact care este situația de la Ploiești. Atât de gravă ce era, încât una dintre măsurile luate de Antonescu a fost interzicerea fotografierii la Ploiești. Ca nu cumva dovada sau mărturii vizuale ale dezastrului de aici să ajungă în toată țara și să se prăbușească cu totul bruma aia de moral care mai exista. Asta e o hartă prezentată tătului Antonescu după primele 6 bombardamente. Ele au fost 22 cu totul, care au avut ca țintă totală sau parțială Ploieștiul. Ce e cu albastru sunt distrugeri parțiale, ce e cu roșu distrugeri totale. Și vedem că e deja colorată. Au mai fost încă 16 după asta. La sfârșitul bombardamentului, una din 8 case
dispăruse complet, era rasă de pe suprafața pământului. Și una dintre ei era grav avariată. Și iarăși, era mai bine decât ne așteptam. România are câteodată un noroc așa istoric. Pentru că prezumția de la care se pleca în 42-43 era că după războiul ăsta, Proieștiul va fi complet ras de pe suprafața pământului. Așa că după război o să fie reconstruit frumos cu străzi largi, bulevarde încăpătoare, intersecții la 90 de grade. Nu orașul ăla dezvoltat organic și haotic de secolul 19. Vedem că de fapt Proieștiul a scăpat ceva mai bine decât se așteptau autoritățile de atunci. Pe de altă parte, distrugerile au fost accentuate de, hai să zicem, doi factori. Odată, Proieștiul era foarte bine apărat de tunuri antiaeriene, de aviație de vânătoare. Bine, aviația deja cam din vara lui 44 era ineficientă. Gândiți-vă că americanii veneau cu câteva sute, 800, 900, chiar 1000 de avioane și de bombardament și de vânătoare ca escortă și românii și nemții puteau ridica 20. Era sinucidere curată. Și cu toate astea, aviatorii noștri tot se urcau în caringă și tot decorau. Ceea ce... nu avem nevoie să ne falsificăm istoria, să găsim, nu știu, modele de curaj. Ele există. Există, trebuie doar să o cunoaștem. Istoria noastră e atât de fascinantă încât nici nu merită să o denaturăm sau să o falsificăm. Oamenii aceia erau curaj în carne și oasă. Curaj sau inconștiență, depinde cum vrem să o numim. Pentru că atunci când te urci în avion să te bați cu unii superiori tehnologic și copreșitori numeric, nu cred că poate fi numit altfel gestul tău. Și totuși ei se duceau să bată. În schimb, tunurile de antiaeriană, tunurile alea multe, bateriile, erau foarte eficiente și foarte înspăimântătoare. Revin la ce am spus la începutul turului, să ne punem în postura celuilalt. Păi, aviatorii americani care veneau să bombardeze erau majoritatea niște băieți de 19, 20, 22 de ani. Niște copii în toată regulă. Exact, cu o viață întreagă înainte și cu o rogodnică acolo în state care abia aștepta să se întoarcă și să facă o droaie de copii. Și tot ce vroiau erau să-și arunce odată în nenorocitarea alea de bombe și să se care de aici. Pentru că probabilitatea de a fi doborât era mare. De asta nu mai stăteau să verifice exact unde să arunce bombele, le aruncau și plecau. Apoi, nici precizia bombardamentului, precizia tehnologică nu era ridicată. Când arunci o bombă de la 8000 de metri, contează și viteza și ta, vântul, și viteza ta, da. Exact. Multe, da. Nu ai cum să nimerești casa aia de la 8000 de metri atunci. Și mai este încă un lucru care a afectat foarte mult Proieștiul, și anume ceața artificială. Nemții aveau niște butoaie mari de ceață, era acid clorosulfonic cu aer comprimat, care unită dădeau o ceață de se ridica cam până la nivelul clădirilor de atunci și acopera tot orașul într-o mare de ceață. E foarte ușor de, în acele condiții, de văzut unde este rafinărie și unde e zonă rezidențială, așa că pur și simplu, iată, asta e o poză chiar din timpul unuia dintre bombardamente. Proieștiul este fix aici sub norul ăsta uriaș. Dacă am fi aviator și ar trebui să aruncăm acum bombele, cred că am putea vedea foarte bine, nu? Unde e rafinărie. Aruncăm în Orbește, da. Exact. Asta nu o fac ca să-i disculp, nu o fac ca să-i scuz. O fac ca să înțelegem ce s-a întâmplat, să înțelegem așa, sincer și ceva mai lipsit de patimă. Pentru că în tot războiul ăsta au murit și civili și militari, și români, și nemți, și americani, și din toate națiile care s-au găsit în această zonă, în acele timpuri foarte ghinioniste. Cam cât de des au folosit această ceață? Au încercat să o folosească la toate bombardamentele. Numai că uneori, spre exemplu, la bombardamentele din august 44, a fost complet neeficientă pentru că vântul și-a schimbat brusc direcția și în loc să bată, cum redispuseseră ei să bată și să acopere Proieștiul, s-a bătut în partea rectă și a acoperit tot câmpul din lângă Proiești și a lăsat Proieștiul descoperit. Și în al doilea rând, era o problemă, uneori butoaiele erau goare, dar asta s-a întâmplat până cermura primele bombardamente, că după aia nu mai avea cine să regorească. Ei mai făceau exerciții în timpul războiului, în 41, 42, 43. Să zicem că se dă alarma, era o unitate de soldați germani pe bicicletă, fiecare avea câteva butoaie de-astea arondate, se ducea și redeschideau. Când dădeau drumul, nu ieșea nimic. În Gruzia a fost una singură. Există sabotori comuniști în Proiești, care vin și desfac astea ca să saboteze sistemul de apărare gândit de nemți. Ei, și de unde? Nu, erau niște copii care ce făceau? Dădeau drumul la astea. Se distrau, probabil. Exact, și aveau senzația că zboară, că plutesc prin nori sau se jucau de-a față ascunserea până ceața asta. Ei, credeți, făceau, nu sabotori, nu...
E foarte interesant de știu dacă i-au ajutat sau i-au încurcat această... Pe nemți, din punctul de vedere al nemților, a fost, i-a ajutat. I-a pentru ajutat. Că multe bombe, în loc să cadă pe infrastructura feroviară sau pe rafinării, au căzut pe casele oamenilor. Pe casele oameni. Există un singur bombardament, cel de la începutul lui mai 1944, care tind să spun că a fost bombardament de terorizare, pentru că au atacat exclusiv orașul. A fost clar, faceți ceva, revoltați-vă sau vă distrugem cu tot. Iarăși, apropo de istorie, e bine că ne-au bombardat americanii și noi englezii, că exista o diferență de strategie. Americanii mergeau numai pe ținte logistice și industriale, adică noduri de cale ferată sau rafinării, pe când englezii mergeau pe distrugerea moralului, adică pe atacarea centrelor urbane. Au atacat și englezii de două ori, ei atacau noaptea, dar na, ponderea lor a fost, să zicem, insignifiantă în comparație cu cea americană. Asta a fost istoria, nu putem schimba trecutul, dar putem, hai să zicem, înțelege, dacă, sau să-l cunoaștem dacă nu neapărat și putem înțelege și asuma și cred că asta e principala provocare, să cădem la pace cu trecutul nostru, să ne-l asumăm și să mergem mai departe cu el. Am plecat din centrul Ploieștiului și acum am ajuns la nord, în nordul orașului, la ieșire spre Vara Prahovei, aproape de McDonald's-ul din nord, da, ca să dăm puncte de reper viabile, să spunem așa. Iarăși, toată zona este complet modificată în perioada comunistă. În vremea războiului aici era marginea orașului, era bariera de nord și aici erau case cu, da, de, să zicem, de maharad, case simple cu niște curți destul de mari, ceea ce avantaja municipalitatea în cazul în care avea de gând să facă niște proiecte care să vizeze exproprieri, tăieri de străzi și așa mai departe. Tocmai pentru că nu trebuiau demorate prea multe clădiri și erau mai puțini proprietari cu care trebuiau făcute formele de expropriere. De aceea, începând din 1940, autoritățile știu că intrarea într-un război este inevitabilă, iar un război aduce cu sine morți. Atunci, cultul eroilor era mult mai viu, mult mai prezent și mult mai important și relevant pentru societate decât este astăzi. De aceea, primăria s-a decis să construiască un viitor monument al eroilor ploieșteni care aveau să cadă în rupta împotriva sovieticilor. Ploieștiul are deja un cimitir al eroilor, este în vestul orașului, lângă cimitirul Borovani. Acolo erau îngropați eroii din primul război mondial și cadre militare care muriseră până în acel moment. O parte dintre ele, ca alții, au adresat să fie mormântați în cimitire civile. Primăria începe și caută diferite zone, inițial se gândește tot la ceva adiacent cimitirului eroilor din vest, dar până la urmă se gândește că aici, înspre nord, este o zonă mai bună, cu o vizibilitate mai reușită, ceva mai aproape de centru și unde, fiind aceste proprietăți foarte largi, puteau fi expropiate mai ușor și se poate amenaja un cimitir al eroilor. Acum, primăria se decide la acest teren din nordul orașului și începe să facă exproprierile. Erau 16 proprietari undeva în zona aceasta. Lucrurile, știți, nu prea merg exact cum își prănuiește statul. Și când a început războiul, deja existau niște probleme de expropriere cu vreo 4 dintre proprietari. Planul prevedea ca aici să fie un cimitir al eroilor pentru cei care aveau să cadă în războiul împotriva Uniunii Sovietice, iar în mijloc să există un monument impozant care să arate sau să vă laude sacrificiul acestor soldați, ofițeri și alt personal militar. Vă spuneam, lucrurile nu s-au materializat pentru că statul n-a reușit să termine în timp util exproprierile și apoi să treacă la amenajarea cimitirului. Terenul rămâne într-o stare, să zicem, juridică incertă, o parte în proprietatea primăriei, o parte încă neexpropriat. Asta la momentul 23 august. Acum, ce se întâmplă? În Ploiești, după 23 august, nu au avut loc rupte. Asta pentru că o parte din militari au plecat spre București să încerce intrarea în București, au fost opriți la Băneasa, iar o altă parte s-a regrupat la unitatea militară de la Păurești și a încercat apoi să-și caute ieșirea spre munți, spre Vara Prahovei și apoi spre Transilvania. În Ploiești nu au avut rupte, în schimb, în urmă cu vreo aproape mai bine de 10 ani, dacă nu stau bine să mă gândesc, am venit o doamnă care a copilărit chiar aici prin zonă, avea
9 ani la momentul august 1944 și dânsa își aduce aminte foarte clar cum soldați germani care au fost capturați, că nu erau toți grupați, mai existau unii care încă nu făcuseră joncțiunea cu unitățile lor sau unii care încercau să scape de unii singuri, de toată nebunia aia, că pentru ei a fost un ciocan în cap schimbarea de alianță de la 23 august. I-a năucit compres și n-au știut exact ce trebuie să facă, cum să regrupeze, cum să acționeze. Povestește că un grup de soldați germani au fost capturați de sovietici, deci asta înseamnă că e undeva după 30 august 1944, că atunci au ajuns primele unități sovietice la Ploiești. Un grup de soldați germani sunt aduși aici, dezbrăcați și executați. Exact pe locul unde ar fi trebuit să fie cimitirul eroilor români. În 1949 are loc inaugurarea în acest loc a cimitirului eroilor sovietici, care au căzut pentru eliberarea sau în ruptere din Ploiești și din jurul Ploieștiului. Nu exclud cu totul să fi fost, într-adevăr, confruntări disparate și să fi fost victime și în rândul soldaților sovietici, însă aportul lor militar a fost insignifiant. Ei când au ajuns aici, deja nemții nu mai aveau niciun cuvânt de spus. Era o administrație românească, ei n-au eliberat Ploieștiul sau n-au eliberat zona asta a României. În schimb, în 1949 s-a creat acest cimitir sovietic. Pe plăcuța de la intrare sunt și pe plăcile funerare sunt trecute datele în care soldații sau ofițerii respectivi au murit, iar unii sunt morți în 1945, când frontul era la sute de kilometri de Ploiești. Mai degrabă, asta e un obiect de propagandă, care face parte din jocul ăsta al puterii, al discursului care se imprimă asupra memoriei și a fost un act bine gândit de autoritățile de atunci, de la sfârșitul anilor 40. Dar totuși e un joc ironic al istoriei. Pe locuri unde trebuiau să fie mormântați eroi români, sunt, potrivit mărturiilor orare, uciși militari germani și este amenajat apoi cimitirul al eroilor sovietici. Asta apropo de cât de puțin știm despre istorie. Pentru că dacă mă întrebați cine este mormântat de fapt pe pământul din spatele meu, eu nu știu să vă spun cu certitudine. Pot fi sovietici, așa cum spune Praca. Pot fi alții. Poate nu-i nimeni. Nu știu ce să vă spun. În schimb, avem un cimitir sovietic pe care fie că ne place, fie că nu ne place, trebuie să respectăm, pentru că asta este tratatul de protocolul pe care România l-a semnat și pe care dacă noi nu respectăm, nici ceilalți nu o să respecte, că avem și noi cimitire române sau sunt militari români care au murit și rămășițele lor sunt încă pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, să spun așa. Și dacă noi nu le respectăm, pare rău, mi-e teamă că ei nu o să mai aibă nicio restricție de a nu respecta pare noastră de acolo. Așa că... Frumoasă nu-i steaua asta roșie, dar n-avem ce să facem cu ea. Și din nordul orașului am mers acum în partea de est. Suntem în fața Bisericii Sfântului Irie Tabaci, din fosta mahara a tăbăcarilor, așa cum îi spune și numele. În timpul războiului, bombardamentele au distrus case, au distrus rafinării, au distrus sedii de instituții și au distrus și biserici. Sunt foarte multe povești ale celor care au trăit războiul în care totul ține așa de un hazard. La un moment dat cineva îmi povestea că bunicul lui era comandant al unei unități de tunuri și ordonanța lui ar fi trebuit, adică soldatul care se îngrijea de acel ofițer, ar fi trebuit să se ducă la acea baterie și să ducă un pachet, numai că rugase ofițerul, numai că fix atunci a fost bombardament și la sfârșitul bombardamentului a aflat că bateria lui a fost rovită în plin. Și ofițerul, bineînțeles, și-a făcut griji de și-a avut remușcări cu privire la ordonanța lui. Numai că ordonanța lui se dusese să bea un pahar și l-a prins bombardamentul nu acolo unde ar fi trebuit să ajungă, ci în bodegă, ceea ce i-a salvat viața. Alții care săracii s-au ascuns în diferite tuneluri de canalizare și acolo a căzut bomba. Alții care, așa cum s-a întâmplat aici, și locuitori de la o casă peste drum de biserică, atunci când a început bombardamentul, au zis că se adăpostească în biserică, că biserica nu o să o bombardeze. Și asta s-a întâmplat cu biserica. O bombă a căzut exact pe răcașul de curt. Biserica a fost complet distrusă, au mai rămas numai câteva ziduri care... abia se mai țineau. Oamenii toți au murit, erau dacă nu mă șer 3 oameni și curmea casa lor a scăpat neatinsă de acel bombardament. De aceea biserica ce există astăzi este complet diferită de cea veche, pentru că după război zidurile astea care abia mai stăteau în picioare, vedem că sunt
aveau niște crăpături înfiorătoare, au fost demolate și locul a rămas gol până în anii 90, când atunci a fost posibilă reconstruirea bisericii. Îmi pare tare rău că n-am făcut această filmare în urmă cu câteva luni, până să înceapă renovarea cropotniței, pentru că această cropotniță e cea originară și era ultima clădire, cel puțin din ce cunoșteam eu, ultima clădire din Ploiești care mai păstra urmele bombardamentelor, pentru că iar un alt bombardament s-a prăbușit parțial și a fost reconstruită și se vedea foarte bine diferența de cărămizi între ce era vechi și ce s-a reconstruit după război. Iar pe latura dinspre biserică încă se mai vedea urmele schijelor pe clădire. Din păcate, toate aceste urme au fost înrăturate odată cu renovarea turnului, care într-adevăr era în pericol iminent de prăbușire. Pe de o parte e bine că se păstrează acest monument istoric, pe de altă parte s-au pierdut niște detalii care spuneau povestea unor vremuri foarte nefericite pentru acest oraș. Astăzi biserica există, dar iată, nu mai e nici biserica veche, nici vechea mahara nu mai e, multe dintre tăbăcarii nu mai există în această zonă, casele lor sunt demorate, preschimbate sau cu un picior într-o dimensiune mai nefericită. Și de aici o să mergem la ultimul punct, unul în care o să fim exact pe locul în care a avut loc o confruntare la 1 august 1943. O să încheiem povestea de astăzi aici, la marginea orașului, pe centura de est a Ploieștiului, lângă probabil singurul monument dedicat celor care au murit la 1 august 1943 în acea încreștare absolut teribilă care a fost operațiunea Tidal Wave. De fiecare dată când am fost aici era o zi senină, exact cum este și astăzi, și de fiecare dată mi-am imaginat cum a fost atunci. Exact pe locul în care ne aflăm noi astăzi era bateria 86, un tun antiaerian, comandantă de capitanul Istrate, așa numită baterie voinicerul, partea sistemului de fortificație al Ploieștiului, care trebuia să apere orașul și rafinăriile sale. Ceea ce se vede acolo este fosta rafinărie româno-americană, actualul Petrotel Lukoil. Bateria era aici, bineînțeles, inițial era îndreptată în direcția aceasta, numai că avioanele venind și bombardând Ploieștiul s-a întors și a început să tragă. Avionul acesta, Ord Bordi, cel de aici. Acesta, cu echipajul impozat din Corț, dinspre Cotor, cel de aici. Aici. Tocmai venea dinspre Ploiești. Nu bombardase, dacă nu m-a bătut bine soare în cap astăzi, nu bombardase româno-americană, bombardase Astra Română, care era undeva acolo, și acum încerca să scape din infernul care era deasupra Ploieștiului. Gândiți-vă că rafinăriile ardeau, se ridica fum gros, bateriile trăgeau din toate părțile, zburau proiectilele, avioanele de vânătoare românești și germane roiau pe aici și abia așteptau să se năpustească asupra bombardierelor. Bombardierul ăsta încerca să își lansase deja încărcătura destructivă și încerca să scape. E luat în țintă de bateria comandată de capitanul Istrate, care ordonă pregătirea proiectilului. Se ia în țintă, avionul zbura undeva pe la 500 de metri, tocmai încerca să-și ia altitudine. Suntem în jur de ora 1:30-2, exact, aproape cam cum e acum când filmăm. Servanții români ochesc și la vine comanda capitanului, foc. Proiectilul pornește și exact în același timp, mitraghiorii observă bateria românească, se pregătesc să tragă, pun mâna pe manetele mitraghierelor, reîndreaptă, dar până să tragă gronțul, proiectilul deja țâșnește din tunuri bateriei românești, zboară, ajunge în interior, sparge fuzerajul avionului și explodează în avion. Toți membrii echipajului mor, avionul se prăbușește și se prăbușește spre noi și se prăbușește exact pe locul în care ne aflăm noi astăzi. Este epilogul tragic al acestei bătării în care și atacatorii și apărătorii mor împreună în același loc. După război, în 1945, a fost ridicată această cruce în amintirea servanților bateriei Voinicerul. Dacă aviatorii americani au două sau chiar mai multe monumente ridicate după 90 în memoria lor, acesta mi-e teamă că este singurul monument care amintește de sacrificiu celor care erau de partea cealaltă, adică a apărătorilor. Probabil că undeva sub picioarele noastre, în zona aceasta, încă mai sunt bucăți și din avion, și din tunul antiaerian, și poate și din uniformele
obiectele personale sau poate chiar în rămășițele acelor oameni care au murit aici la 1 august 1943. Că de fapt despre asta e războiul. Despre moarte, despre suferință și despre niște idealuri. Pentru care unii luptă, unii atacă, alții se apără sau despre niște ambiții, depinde. Sunt războaie și războaie. Dar dincolo de asta, toate războaiele aduc același lucru. Moarte. Și aici e locul unde simțim cel mai bine acest detaliu întunecat al războiului și în special celui de-al doilea război mondial. În spatele nostru avem câmpul în care a căzut bombardierul american fix pe bateria românească și cu aceste mărturii și detalii noi închidem episodul astăzi. Îți mulțumim, Lucian, pentru pagina de istorie pe care ne-ai arătat-o și astăzi și scrieți în comentarii care a fost cel mai necunoscut pasaj pe care l-ați descoperit odată cu noi. Citim toate comentariile. Îți mulțumim. Și eu mulțumesc pentru invitație. Și să ne vedem cu bine data viitoare. Toate cele bune.